O revedere emoționantă cu amintiri de neuitat din anii de liceu. Așa a fost întâlnirea foștilor elevi ai Bastiliei care au absolvit liceul în urmă cu 40 de ani. Alături de ei a fost, la fel ca în cei 4 ani de liceu, și dirigintele Ioan Cojan. Atunci au evoluat în sens pozitiv și îi văd astăzi ca un rezultat a ceea ce au acumulat atunci și mai ales ce au reținut de atunci. Adică dacă au fost destul de bine îndrumați spre viață, spre bucurie, spre a face ceva în viață. Asta e lucrul cel mai important, să vrea să facă ceva în viață. Dumneavoastră i-ați cunoscut la 18 ani, nu? Da. De la 14 la 18. Cum erau atunci? Copii. Copii, ca oricare copil, foarte apropiați și frumoși. De fapt, toți copiii sunt frumoși. Au fost elevi buni? Da, au fost și au fost bun, în general, pentru că nu apreciem că cineva a fost elev bun numai dacă a știut niște lecții. Că a ști lecții poți să fii un tocilar, dar a ști mai mult decât lecțiile, dar le ține și acel flux de energie care îi face să tindă spre bine, spre frumos, spre a fi ceva. A face ceva, pentru că nu putem înțelege pe un om fără faptele lui. Cu emoție și bucurie sărbătorim împreună 40 de ani de la absolvirea liceului. Parcă ieri ne întâlneam în holurile școlii, câteodată mai chiuleam, iar acum suntem aici privind înapoi cu nostalgie și recunoștință la anii petrecuți împreună. Ne-am făcut fiecare drum prin viață, am trăit experiențe memorabile, am învățat lecții prețioase de la profesori prețioși și am păstrat vie amintirea vremurilor frumoase petrecute alături de voi. Sper să rememorăm amintiri, să râdem de glumele noastre vechi și să sărbătorim împreună legătura care ne-a unit pentru atât de mulți ani. Era frumos. Eram tineri. Era frumos. Te-ai gândit că ți-a influențat cumva viața liceu? Într-un fel, da. Ce? Faptul că multe lucruri le-am învățat și din liceu. Da. Am rămas cu ele în minte. Cu orele de română? Cu orele de română în special. Fost. Frumos. Ca toți anii de liceu, frumos. Am rămas cu amintiri, cu învățături și cu tot ce e frumos din viața de adolescent. Și acum? Și acum mă bucur că suntem aici, în trupă nu completă, să fim sănătoși și sperăm ca în anii următori să fim trupă completă. Și la 50 de ani, nu? Și la 50 de ani, de ce nu? Înainte sau acum? Înainte. Înainte, a fost super, niște nebuni frumoși. Nu cu toate țigrele pe casă. Și mă bucur enorm că după atâția ani, 40, nu cred că le au la loc nici acum. Cu domn profesor, ce să spun, o legătură de suflet care a rămas și va rămâne pentru totdeauna. Un om care știe să ajungă la inimile copiilor. Îndrept dovadă
că ne simțim bine când e dânsul în preajmă. Mă bucur că mi-am revăzut unii colegi după atâția zeci de ani, l-am pe Tavi, care nu l-am văzut, cred că de când am terminat liceul, că am rămas la fel de tineri în suflet și sper să rămânem la fel. A fost frumos, dar pe vremea aia nu conștientizam prea mult ce ne va aștepta în viață. Am rămas cu puține amintiri din limba română de literatură. În schimb, mi s-a întipărit în minte calitatea umană a domnului profesor Cojan. Îi mulțumim din suflet. Acum unde trăiești? În Austria. De mulți ani? De 14 ani. Și ce ți amintești de la domnul profesor? Calitatea umană și calitatea predării. De liceu foarte multe și foarte des. Dar dacă tot vorbim de momentul ăsta și de reîntâlnirea după 40 de ani și dacă tot vorbim de domnul profesor Cojan, deci fără să realizeze, din totdeauna ne-a spus că este dirigintele nostru de suflet. Cu mult înainte, acum 40 de ani, fără să știm că va veni momentul ăsta să-ți vedea de astăzi. Și ceea ce cred că este mai interesant este că în orele care le-a dat, a făcut întotdeauna o paralelă între materia sau ce ne-a predat zi de zi, între a făcut legătură cu natura, cu viața personală, experiențe, și am spus și înainte, domnul profesor spunea și nouă povești sau alte elemente, dar noi ținem minte dulapul, care nu putem uita și care a fost așa marcant pentru noi. Că domnul profesor după aceea a plecat în pauză și noi ne-am prăpădit toți de râs, a fost altceva. Și fiecare, într-un fel sau altul, am încercat să găsim un dulap în viața noastră sau am încercat ulterior să inventăm un dulap în viața noastră. În orice caz, 40 de ani în viață, așa cum am zis și înainte, îi mulțumim că există. Colegiul Național Diaconovici Știți este cel mai vechi liceu din Reșița.